Îți mulțumesc. Marcel Ciolacu a anunțat înainte de această ședință secretă că statul va impune un preț maxim de un leu și 30 de bani pe kilowatt, iar guvernul nu va mai compensa profiturile speculative de pe piața de energie. Liderul PSD anunță că actualele plafoane vor rămâne în vigoare, iar firmele și industria alimentară vor plăti un preț plafonat la un leu pe kilowatt. Rămân în continuare cele 0,68, 0,8, 1 la IMM-uri, industria alimentară, și în Parlament vom veni cu amendamentele pe legea 119 cu cele promise serviciile de utilități publice, companiile de apă, tramvaie, metrou. Statul român nu trebuie să compenseze profitul cuiva, mai ales un profit excepțional, speculativ, pe o perioadă limitată. Statul român trebuie să compenseze persoanele vulnerabile, economia românească și producătorii, în cazul în care nu se încadrează în prețul maximal cu costurile de producție, și să aibă un profit care a fost mediu în ultimii ani până când s-a apărut această criză. Nu există niciun producător în acest moment care să producă cu un preț mai mare de 1,3. Dacă la acest preț adăugăm întregul șir și distribuție și furnizare și mai departe, nu se tăbășește acest preț. Eu nu pot compensa să cumpere energie cu 400 de lei și să o vinzi cu 3000 de lei. Și o să compensez 2600 de lei, cum a gândit actualul ministru al energiei. Așa ceva nu se întâmplă niciunde în lume.